Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat 16 puncte, printre care aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul 1 al anului 2014, rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare, dar și efectuarea unor plăți din bugetul local. O singură întrebare către factorii decidenți: când vom avea o coerență a actului administrativ? La fiecare ședință ni se prezintă un punct pe ordinea de zi prin care ni se cere să fim de acord cu rectificarea bugetului și a listei de investiție. Cea mai mare problemă a investitorului este lipsa predictibilității. Haideți să avem o coerență, să știm exact direcția în care ne îndreptăm, pentru că stăm și plângem după locuri de muncă, dar nu facem nimic în acest sens. Vă mulțumesc frumos. Da. Vreau să vă spun că rectificările vin să regleze actul decizional, adică banii să fie folosiți cât mai concret și cât mai eficient. Rectificări înseamnă schimbări, cu permisiunea dumneavoastră vă completez. Și eu. Schimbările vin tot la deciziile luate de dumneavoastră. Vă răzgândiți cam des, asta e opinia mea. Mulțumesc. Da. Dacă mai se domnul Tețeleanu. Am văzut că apare în această strada Iusimian Sacerdoțeanu, Iusimian Iugata. Trebuia să fie în pandemia odată anul trecut, odată astăzi. Mai dați un termen de... 15 zile datorită ploilor, domnul consilier. Da. Sunteți bun om. Asfaltul. Nu mai. Asfaltul este deturnat, se toarnă, o să fie mai puțin de 2 săptămâni și cred că trebuie să fim înțelegători că a plouat în continuu și nu o să putea... Dacă se turna asfalt pe ploaie, ce ziceați? Nu era bine. Așa că... Dacă mai sunt ajungeți fără să fiți mulțumit de noroi acasă. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscut. Da. Da, se consemna. Sunteți un viceprimar bun om. Tot dați termenul. Da. Se adoptă cu 12 voturi. Supune la vot. Cine este pentru? 18. Cine se abține? Cine este împotrivă? 5. Mulțumim. Iritat. A fost drăguț ca de obicei. Domnul Constantinescu, vă rog frumos, o ședință să veniți la mine în jurul să mă arăt toate documentele. Păi de ce nu vă arătați public? Nu-i nimic secret. Asta vreau. Dacă cereați la comisie, că dar cea nu știu. Vreau să fac remarca. Niciun consilier, din câte știu eu, PDL nu a fost la ședințele de comisie. Greșiți? Ia uitați. Greșiți? Domnul Grigut, nu sunteți informat, am participat la ședință. Domnul Grigut nu vine la nicio ședință și păstrează temele pentru a ieși în evidență în fața camerelor de la vedere. Și nu vine în comisie să dezbatem, să obțină informațiile care sunt necesare într-o dezbatere.